Aș vrea să vă arăt un filmuleț cu parcursul vostru pe insulă, în Thailand. Ok. Femeie, am foaie. Am promis că nu mai vor să o lacrimi pentru tine. Am promis. Te rog, amândoi. Avem un an jumate, da, o relație la început frumoasă și așteptări, eu zic, să știu, eu am încredere să te că o să pășim. Faci ce vrei, ce vrea inima ta, faci. Asta e. Eu ți-am zis, faci ce vrea inima ta. Eu știu. A înseamnă să-mi distrugi inima mea. Încrederea există, este și una foarte, foarte mare. Nu cred că ar putea să îngrășească cu ceva asta. Înainte să fiu cu el, am mai avut o relație de 7 ani. Și a ta, deci, asta a doua, a doua relație. Relație. Da, exact, a doua mea relație. Să fie și ultima? Să fie și ultima? Eu asta îmi doresc. Da. Sincer zic, Dana, că n-am de ce să mi-i și așa îmi vreau să mă dau, nu știu cum, ușă de ce. Nu ești. Dar nu simt nevoia, în primul rând, și nu simt, și nu simt atracție, Nu simt atracția să fiu cu un alt bărbat. Asta ți-o arătat? Se pare că-s cam roșu, așa? Ce făceam eu? Da. Te-a dezamăgit vreo secundă? Da, sunt, mă simt dezamăgită. De ce să mint? Nu vreau să mă mint pe mine. A depășit o limită? I-am zis ceva înainte să venim aici și nu a respectat. I-am zis să nu consume foarte mult alcool pentru că îi se vede pe față și exact. Nu-mi place cum... Nu-mi place. Și? Până la urmă el își face o imagine așa. Negativă, nu eu. Fetelor, vă doresc să aveți înțeles în continuare și să faceți exact tot ceea ce simțiți voi. O sticlă de gin. Nu. Normal. Pentru ce se mă stresez? Da, ia, ia. Mai dăm un noroc. Ia uite. Ia. Mai văzut așa? Așa. Tanda. Tanda. Ia. A fost chestii de genul, ia? Da. Zim. Ia uite. Am făcut eu dans particular lui Ramona? La toate a făcut. Ha? Ia uite. Ui, da, uite, ești fericită, dragă. Ia uite. Asta ce zice Amude. În acest moment tu ai încredere în ea? Da. 100%. Ia să vedem. E cald? Suficient? Trebuie? Știi ce semnifică acest gest pe care l-ai făcut? Da. Ce anume? Că pot să ajut să-mi dau și viață pe ea. Frate, e un pupic forțat sau nu? Te-ai scompus mâna? Atunci, era... Uite, frate. Ușor. Se pare că ăsta e un pupic. Amude. De ce? Arde? Arde? Fua eu. De ce? Crezi că te ajută acea apă să stingi focul pe ea, nu? De ce? Era mut, era beată. Era beată? Așa mi se părea mie, era nicio expresie pe față. De ce? Vreau să știu de ce. A fost un sărut. Nu vreau. Amudă. Nu vreau. Nu vrei ce? Nu vreau să mă doară. Asta este altceva. Bila, București, te aștept acolo și aia. Aducă-le. Hai mă la bucale, mă. Altceva? Nu ai gustat tu din București ce trebuie.
Dacă intri pe Facebook-ul meu, să vezi cu cine stau eu. Și cu cine ies prin club și la mese și la asta. Ce crezi că mă impresionează cu chestia asta? Da, eu te văd în persoană. Mami, e sincer, mi-ar plăcea. Da, sunt mai impresionată. Te uite aici. Te plăcea? Sincer. De ce să te mint? Chiar mă simt și foarte mișto cu tine. Eu te ajut la București. De bune. Aș începe cu primul afacere, un business. Am ceva bani deoparte. Dacă doi oameni se iubesc cu adevărat și așa, toate lucrurile astea le pot face și împreună. Da, vezi chestia greu. Asta care ai zis-o tu? De ce mai greu? Chestia aia care ai zis-o tu? Vezi? Singura linie, singura fir de păr care mă țineam de el. Și o mână e când tragi pe rate și pe azi. Și oricât de mult te-ai iubit, parcă ai simțit nevoia asta. Și un pic de confort. Nu mai stres de rate, chirii, cheltuieli și întreținere și asta, știi? Și asta contează mult. Te-a pus pe gânduri aici. Dacă s-a dat cu mine, te mai duc și mai de tot luna. Da. Și mergem pe partea altă, pe Maldive și pe... De ce zici? Eu sunt cea mai cuminte. Da. Ce ar însemna pentru ea viața în București? Ea a vrut să se mută la București. Și de cauza că ca să se mută la București, trebuie să se desparte de mine. Știe că nu vin, nu sunt un ultim sărac, dar nu vreau să cer. Zicem așa. Nu vreau obligația banului nimănui. Deci nu crezi că are nici, absolut nicio legătură faptul că ispita i-a pus totul pe tavă, Loredane? Eu am pus sufletul pe tavă. Doar de că pe un drum mai ușor și mai scurt. Eu am pus viața mea pe tavă. Ce poate să dea el în schimbul unui vieți? Încă mai am încredere că așa-s eu, frate. Încă oricum eu tot așa, n-am ce schimbă. Asta așa-s eu. Am credere că nu poate să înlocuiască materialul pe mine, frate. Pe mine. Nu poți să vinzi un om. Nu știu dacă se aude acum ceea ce vorbim. Nu se aude. Păi de unde dacă nu merge camera? Știi că... Vezi că zic că dacă nu merge camera. Stai că acum e rolul lui băiat. Nu, cred că numai familia mea mi-a zis ceea ce-mi zici tu acum. Cum a familia lui, nu a familia ta ce-mi zici. Am un dedici. Încearcă. Eu m-am dat după el foarte mult. Foarte mult. Foarte mult m-am dat după el. Foarte mult. Și acum cu afacerea asta care a fost, am renunțat că i-am vrut eu să renunț. Nu că te-am văzut pe din nou ăsta. Ok, nu, fii atent de trebuie frumos. Fii atent de trebuie. Știi ce am zis. Știi ce ai zis. Aveam picioarele cât buturugile le aveam de umplate și pline de bunătei și ăsta. Și toată vara acolo mi-am irosit o încăldură și mi-e place să mă arăt. Și l-am zis tot ăla la o. Nu știu cu ea. Și vezi de viața ta. Nu te-am susținut. Nu te-am susținut. Vezi, uite, în domeniul tău. Nu te-am susținut. Nu ți-am zis, nu mai veni de mâine la lucru. Și caută-ți. Nu am zis o chestie astea. Și crede-mă că ăsta pentru mine a fost o chestie de bucurie. Te-am mai văzut iară. Și de când ai zis că eu nu m-aș mânca în brațele nimănui. Nici a tale, nici a nimănui. După aia ne facem căsuța noastră, după aia ne luăm o mașinuță, ne căsătorim și facem copii, știi? Și eu, sufletul meu nu simte. Sufletul tău nu simte, Loredane. Sufletul tău nu simte? Nu simte? Vezi că te puși pe tine? Hai! Au vorbit despre... Deci, în general, au vorbit despre Dumnezeu Luca și Luca și Luca. Că știu că nu-i plăcea chestia asta, dar niciodată nu s-o plâns că nu i-a plăcut chestia asta, știi? Și am știut când au zis că, uite, nu i-a plăcut jobul în care au lucra la sandwich și facea de chestii de genul și îi spuneam, nu lucra. De cât ori ți-am spus iubire, de acasă? Pe mine mă pune pe gânduri că chestia noastră se poate repara, mă înțelegi? Prin gesturile care, din păcate, poate eu am greșit aici, știi? Dar, din ce am văzut eu, nu este nimica, să zic, alarmat. Poți să fumez și eu o țigară? Și aici pe luași despre un test? Da, că asta ai picat! Ce oare? Ce că este vorba despre un test? Da! Acum ți-ai dat seama? Dar pe bune, ce vezi tu de aici? Ce văd eu de aici? Ce vezi aici? Tu m-ai văzut cu una cum un pat? Păi, poate să fac așa, voi zim. Poate urmează să văd acum. Ce să... poate urmează să văd. N-o să vezi, că n-o s-a putut întâmpla. Asta ce-i?
Asta ce e? Asta? Asta ce e? Triangulare. Da. Așa vreau. Așa vreau. Uite așa. Nu aveam vreo chestie și mă schimurez sau astea, da. Ce e asta, mă? Ce e asta, mă? Explică-mi. Ce e asta? Îl acceptam și pe ăla, frate. Îl acceptam și pe ăla. Arde, Hamude. Până în ultima secundă, Hamude. Ați prost? Dar știi cum ai... Da, ce lejer, așa, frum. Da, mă, nici o stres, a spus. Stai, că mai... Ia uite. Stai, am mai avut eu altă filmări. Stai liniștită, că asta e așa pe scurt. Sărătura acolo afară, pe plajă. Te întorci tu și-l iei, nu? El fine. De fiecare dată când ai avut uinețețea, te întorci tu și l-ai luat. Ia uite. Ia, ieși de urechi, ia, ia. Aha. Aha. Ia. Da. Da. S-a fost dor de el? Că băiatul a venit să-mi zică că să-mi arate ce femeie am eu și o să o ducă până la capăt. Nu știu ce o să bage până la capăt, dar o să ducă până la capăt. Nu, bă, cam ești. Nu, Te explică lui taică-te și maică-te ce probleme ai avut tu cu Hamude. Vezi ce zic? Să mă iei pe tine taică-te să-mi zică e prima oară când o văd pe copila mea fericită. Mulțumesc. L-ai jucat joc. Loredana. Da. Arde? Să bag mâna foc? Frige, Loredana?